Da, astăzi este o zi mare pentru România, este o zi mare pentru parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, în special pentru latura sa economică. Pentru noi, pentru Guvernul României, pentru Guvernul Orban, exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră rămâne, a fost, este și va fi o prioritate. Astăzi, aici, asistăm la un pas important din acest proiect, o investiție americană de peste 500 de milioane de euro, prin care gazul românesc din Marea Neagră va ajunge în final în casele românilor. Este un program ambițios pe care guvernul nostru și l-a luat de a aduce gazul românesc în casele românilor, de a avea surse noi la dispoziție de gaze naturale și astăzi, prin instalarea conductei submarine, prin începerea lucrărilor la instalarea conductei submarine, vom avea certitudinea că în anul viitor, prima moleculă de gaz va curge prin aceste condiții, prin aceste conducte. Mi-aduc aminte cum în Comisia de Industrie și Servicii, în urmă cu 2 ani de zile, discutam legea offshore și era foarte mare dezbatere ce se va întâmpla cu aceste plaje minunate. Și atunci am luat decizia ca toate lucrările care se vor face de subtraversare în aceste zone sălbatice, aceste zone foarte frumoase, să fie prietenoase cu mediul. Și de aceea, prin lege, s-a stabilit ca toate subtraversările să fie făcute la adâncime, nu prin săpare și astăzi aici vedeți că așa se va face și aceste plaje minunate vor rămâne practic la dispoziția oamenilor foarte prietenoase cu mediul. Îmi doresc ca acest parteneriat cu strategic cu Statele Unite, această latură economică să continue. Îmi doresc cât mai mulți investitori americani să vină în Statele Unite în domeniul energetic, să dezvoltăm împreună pentru bunăstarea românilor și a ambelor țări. Urez succes Black Sea Oil & Gas, urez succes companie GCP Power, în așa fel încât anul viitor să fim aici și să vedem cum primul gaz din Marea Neagră va ieși și va intra în Sistemul Național de Transport. Iată că acum aici, în timp ce se vorbește în jurul Mării Negre, în timp ce se descoperă mai multe zăcăminte de gaze în țările riverane Mării Negre, România face un pas foarte important și se asigură că probabil va fi prima țară care va scoate gaze din Marea Neagră.